Număr record de plângeri penale împotriva jandarmilor după ce în noaptea de 10 august sute de civili au fost răniți. Prin procurorul parchetului militar Ionel Corbu a anunțat că până azi aproape 200 de victime au depus sesizări la parchet. Dosarul violențelor a fost constituit după ce procurorii militari s-au sesizat din oficiu. Peste 30 de persoane au fost internate în spital după protestul de vineri și 450 au fost rănite în violențele cu jandarmeria. Perioada de depunere a plângerilor a fost prelungită din cauza cererilor multe, așa încât se așteaptă ca numărul de declarații să treacă de 200. Între timp, procurorii analizează imaginile video de la protest. În acest moment, la parchet sunt doar patru dosare penale care se referă la provocatori. Din cele patru, într-un singur dosar a fost demarată acțiunea penală, iar protestatarul a fost pus sub control judiciar.